Bine ați venit în Piatra Neamț, locul în care s-a aflat pentru 3 zile în luna iunie capitala europeană a endurului extrem. Cu pahar de enduro, Piatra Neamț a purtat pe sportivi în cel de-al patrulea an consecutiv printr-o zonă sălbatică și spectaculoasă pe traseele din munții Tarcăului și Goșmanului. În 2014, competiția a avut o însemnătate aparte, fiind și cea de-a doua etapă din primul sezon al Cupei Europene de Enduro Extrem. Organizatorul, clubul sportiv Zen World Extreme, a pregătit un prolog și două zile în munți, atât pentru sportivii începători, cât și pentru cei din elita mondială, la finalul cărora aveam să aflăm cine este câștigătorul Hard Enduro Piatra Neamț și al Cupei Europene din cadrul acestui eveniment. Până să vedem pas cu pas cum s-au desfășurat lucrurile în toate cele trei zile de concurs, aflăm care este opinia riderilor despre acest sport. Johnny Walker și Alfredo Gomez sunt singurii care au izbutit să-l învingă pe Graham Jarvis, omul care domină enduro extrem de aproape trei sezoane. Britanicul de la KTM, recent învingător la Erzberg Rodeo, a venit la Piatra Neamț hotărât să preia conducerea clasamentului general al Cupei Europene. Dar cum vede un tânăr de 23 de ani enduroul extrem? Yeah, extreme enduro is hard, you know. You've got your trials, you've got your motocross and enduro, so you've got to be fast, you've got to be good at everything and I think you've got to be so fit because some days you're riding for like 7 hours and then some races are like 1 hour long, so you know, it's good because every race is going to be different. Alfredo Gomez este coechipierul lui Graham Jarvis la Husqvarna. Având în palmares un titlu mondial la trial, a decis să participe în enduro acum 3 ani. The definition of hard enduro is you have to be very fast in some races in some places and you have to be very technical in the rivers, in the downhills, in different places and you have to be ready to change from your technical riding to your fast riding in 2 seconds. Hard Enduro Piatra Neamț a debutat, așa cum era firesc, cu verificările administrative și tehnice. Luat cu asalt de cei mai buni rider din Europa, ștrandul tineretului din Piatra Neamț a fost cartierul general al cursei, localizarea sa chiar sub munte, permițându-le organizatorilor să creeze trasee care pornesc direct din oraș. După încheierea formalităților, riderii au avut la dispoziție un timp pentru a se pregăti pentru prolog. Startul celei de-a patra ediții HEPN a fost dat anul acesta dintr-un loc cu totul special. Pentru prolog a fost aleasă cea mai înaltă poziție de pe muntele Cozla, un loc care oferea nu numai un cadru natural avantajos pentru alcătuirea traseului, dar și o perspectivă fantastică asupra orașului Piatra Neamț și a împrejurimilor. Pe platoul muntelui Cozla se ajunge ușor și comod cu ajutorul gondolei. Evident că riderii au folosit motocicletele. Au rămas plăcut surprinși de traseul creionat în vârf, traseu care, deși a avut și câteva incursiuni prin pădure, a fost înțesat pe 80% din suprafața parcursului său cu obstacole create de echipa Zen World Extreme și de track managerul Patrick Boissy. Cireașa de pe tort, urcarea prin hotelul aflat în construcție. Practic, un tur complet însemna să ajungi pe acoperișul clădirii. Au izbutit să facă asta doar sportivii de la clasa expert și pro, cei de la hobby rămânând cu un etaj mai jos. '89 de rideri au concurat în prologul ediției care a dus Cupa Europeană de Enduro Extrem în România. Spectacolul extrem din vârful muntelui a fost deschis de cei de la clasa hobby, urmați de experți și riderii de la clasa pro. Dacă pe parcursul evoluțiilor claselor hobby și experți ploaia a ocolit platoul de pe Cozla, aceasta și-a făcut apariția când au pornit riderii de la pro, în câteva minute obstacolele devenind adevărate capcane. Alfredo Gomez a căzut destul de rău de pe wall ride-ul construit în apropierea hotelului. Secundele petrecute pentru a reporni în cursă s-au dovedit vitale în lupta pentru podium.
Se pare că seria ghinioanelor nu se încheiase pentru fostul campion mondial de trial, bagajele spaniolului fiind rătăcite de compania aeriană care l-a adus la Bacău. Pentru a putea concura, a fost nevoit să împrumute echipament de la coechipierul său de la Husqvarna. Gomez s-a clasat al patrulea, timpul său fiind aproape identic cu al lui Paul Bolton, ocupantul locului 3. Poate pentru că nu a vrut să pornească primul în cea din tâi zi din munți, Graham Jarvis a mulțumit cu al doilea timp la prolog, cel mai rapid pe traseu fiind mai tânărul său compatriot, Johnny Walker. Cel mai bine clasat pilot român de la clasa Pro a fost Norbert Joja, riderul DGS Motorsport, parcurgând traseul în 4 minute. Podiumul experților a fost împărțit între slovacul Hanus Ratislav, britanicul Luke Fleck și cehul Zdenek Ciprian. Acesta din urmă este câștigătorul clasei expert din ediția 2013. La clasa veterani, întregul podium a fost adjudecat de către cehi. Este vorba despre Jaromír Lach, Ondrej Ratuski și Martin Michna. Elvețienii Roman Cantieni și Nicolo Lötveller, alături de românul Sergiu Grecu, sunt riderii de la Hobby care au cucerit primele trei poziții. Mihaela Polivkova din Cehia a fost cea mai rapidă fată, urmată de româncele Andreea Goga și Lixiana Florincaș. It was good, you know, I made a good time then. I think I made a few mistakes, but apart from that, it was perfect. So this is hardest because you can't afford to...